Super Max pentru film. Mulțumim. Ia spune-ne, cum ai ajuns tu să te împrietenești cu acest elvețian? Cum a început filmul vostru? De fapt, filmul este un fel de istoria ceea ce sunt eu acum. Pentru că tot filmul ăsta a început acum 7 ani la Etno Jazz în Chișinău, în care am făcut cunoștință și cu Alex Arcuș, și cu doamna Anatoliu, și cu Șa, și foarte, foarte, foarte mulți muzicieni, care nu neapărat sunt în film, dar vorbim de cei care sunt în film și cam așa a început istoria. Drumul a fost foarte lung și am ajuns unde am ajuns. Spune-mi, te rog, este varianta completă? Ți-ai fi dorit să mai ai alte lucruri din el? Simți că mai e, adică, mă interesează să știu, de fapt, dacă este varianta finală, cea pe care ți-ai dorit-o. Filmul ăsta, care îl vedeți acum, e varianta finală, dar este prima variantă de 3 ori, este a doua variantă de 2 ori. Cred că e suficient, asta de 1 oră. Poate eventual, peste, dacă mai trăiesc încă 10 ani, revin la material și poate mai facem un film un pic mai lung. Dar, în principiu, asta e film. Succint, cred eu, și la subiect. Spune-mi, Alex, cum a fost întâlnirea ta cu Șa? A fost foarte fain. Bine, ne-am cunoscut, într-adevăr, la Etno Jazz. Eu am făcut cunoștință cu Șa un pic mai devreme, din ascultându-l pe proiectul Nick Belch Ronin, în care cântă și Șa, la bas, clarinet și saxofon. Și m-am îndrăgostit de muzica lor. I-am ascultat foarte mult timp, i-am analizat, cumva eram familiarizat cu ce face el și de unde vine. După care ne-am văzut la Etno Jazz Festival, de vreo câteva ori ne-am văzut în București, câteva ori ne-am împrietenit, ne-am cumva împreună și cu Max, am avut o mare gașcă. Na, ideea lui Max, într-adevăr, e destul de veche, deci 7 ani, să fac un film despre muzică și despre folclor. Pentru că nu poate cânta la instrument, asta e problema lui. După care, punând lucruri cap la cap, învățând multe chestii, făcând facultatea de film, împrietenindu-se cu gașca de la Etno Jazz, stând cu noi aproape, chipzuind, povestind unul despre altul, despre muzică, despre tot conceptul de folclor și, în general, cum să-l folosești acum în secolul 21, pentru că nu mai e valabil așa cum a fost 200 de ani în urmă, a ajuns să facă chestia asta. L-a sunat pe Șa și a zis, băi, vrei să faci o călătorie, vrei să afli mai multe despre chestia asta. Așa a fost foarte deschis. Dar, Max, cum i-ai prezentat tu lui Șa muzica populară? Cum ai? Păi noi am prezentat, eu n-am prezentat nimic. Cum ai prezentat-o? Ce ai spus despre ea? Nu i-am spus nimic, pentru că el a fost de câteva ori în Chișinău, a avut câteva concerte în România. Cumva, adică, na, știa trupa Trigon, care cântă Etno Jazz, și, adică, nu a fost nevoie să-i zic eu nimic. Am zis că, uite, sunt câțiva muzicieni foarte buni, după mine, unii din cei mai buni la capitolul ăsta, nu vrei să vii, să-i cunoști, să cânți cu ei, să faci un jam, să vorbești. Pentru că au fost foarte multe lucruri care s-au tăiat din film, pentru că lucruri tehnice legate de muzică, de note, nu are niciun sens să le punem într-un film pentru un public larg. Pentru că nu este un film academic pentru studenții de la muzică sau... Dar spune, mai avut în plan pe ei să-l pui față în față și cu un lăutar de muzică veche, de muzică cu un muzician de muzică lăutărească? A fost Iza. Adică, nu, e foarte greu să vorbești despre folclor în genere, ca formulă, ca muzică. Pentru că pentru mine, personal, nu rezonează așa cum rezonează pentru un om de 50, 60, 70 de ani. Omul a trăit în zona asta. El știe ce înseamnă să duci, să mergi, să strângi poamă, să dai la teasc, să faci măligă. Adică, sunt lucruri care vin, cum a zis și Ștefăneț, vin din portul nostru tradițional. Acum, noi când facem măligă, punem și un pic de
sare, un pic de piper, un pic de scorțișoară, adică încercăm să facem alte chestii. Poate la Chișinău, la București, să știi că scorțișoară n-am auzit. Păi bine, vin în Chișinău și îți fac eu. First of all, I want to thank you very, thank you very much for the movie. I had a big pleasure when I was watching it. And second of all, big compliments to the sound director. I don't know who did the sound on this movie, but it was great. It's very rare music movie that live, that have live music on the frames, and it's such a great sound. I will be sure to tell give him. your words to him. Big compliment. My question is, did you have any characters on the movie that you didn't plan to put from the beginning, but suddenly you met them on the road somewhere and you decided that they are charismatic and you can put them too? Not really, because we had a list of 40, 45 musicians and we have only these 8 musicians. You chose them or you made video of them? Not really. It's the first guy that appears in the movie, Anatol Ștefănesc, is one of the most experienced musicians in this kind of area, in ethnofolk jazz music. So he helped me pick the musicians that we did. But to answer your question, the only guy that I think would be in a way compared with your words, it's the musician from Maramureș, Ioan Popiza. Because I met him 4 years before the movie and we were there to film the Mary Cemetery scene and I thought, maybe let's go see him, drink some tzuika, you know, it's... But I knew him anyway, so yeah. Any voice troubles? So... little note, if you let me. What? I have a little note, if you let me to say. Sure. It's not a question, really. It's just opinion. For me, a little bit, it wasn't enough of the main character of this musician. If we taking the end of the movie, I like this idea, the atmosphere of the end, when he's saying, like, I changed that much that I didn't expect I will, and now I cannot leave that country that easy. It's inside me. It's really strong end of the movie, but for me it wasn't enough of his from the beginning. I didn't know who he is. It was this great jam sessions with the musicians. It was really cool, but his character wasn't really open enough. Can just I for me, it's my personal opinion. Just for a second. the thing is that he didn't really want to be like a main character. You know, he wanted to be like a guide for you. I mean, the people that are watching the movie. So that's why maybe you felt a bit of, you know... But he became a main character in the end. Yeah, but that's... We felt the country through him. That's about you, and that could be something else for anybody else, you know? I think it's very important to know that this movie is not about him. It's about ex-musician that is going to develop or to find out the other cultures. So it's not about Sha. It can be any one of us. Any musician can go to another country and to make himself... About him, explanation him about that music, yeah, and understanding about that music. So it's not important the main character. There's no main character, actually. It's just... The music is the main character. Yeah, music is the main. Thank you. Alte întrebări, vă rog, îndrăzniți. Bună seara, aș vrea să vă întreb pe tânărul regizor Max Ciorbă dacă a avut în minte filmul lui Wim Wenders, Buena Vista Social Club, pentru că m-a făcut să mă gândesc foarte mult la film. Și dacă aveți în plan să realizați un film cu toți protagoniștii, cu toți instrumentiștii cântând împreună ca cei de la Buena Vista Social Club. Cred că ar fi o idee bună, după părerea mea. De fapt, filmul așa trebuia și să fie, la urmă. Adică toți muzicienii să se vadă, să cânte, să fie un fel de cerc închis. Dar asta era vorba de, unu, eu fiind post-student a Academiei de Arte din Chișinău,
un tip cu o diplomă care, de fapt, nu contează, încearcă să facă un film cu oameni foarte mari și nu a reușit să adune suficienți bani ca să facă și chestia asta. Mulțumesc!